O fată din Făgăraș a fost obligată să se prostitueze la doar 14 ani timp de 3 luni. Angajații Serviciului de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Brașov au intrat pe fir, iar principalul suspect este acum reținut. Bărbatul implicat a obligat pe fata de 14 ani să întrețină relații sexuale cu mai mulți clienți pe zi. Partidele de sex se desfășurau în locații propuse de amatorii de sex. Minora nu era singura obligată să se prostitueze. O altă fată a fost și ea trimisă de suspect să practice cea mai veche meserie din lume, la doar câteva zile după ce a împlinit 18 ani. Clienții plăteau 50 de lei pentru o oră de relații sexuale. În cazul altei tinere de 19 ani dispuse să se prostitueze, bărbatul implicat o obliga să-i dea o parte din sumele câștigate de la clienți. Procurorii l-au reținut pe suspect și l-au prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. S-a emis mandat, dar bărbatul acuzat de trafic de persoane a contestat decizia, care va fi analizată de Curtea de Apel din Brașov. Prezumția de nevinovăție există până când instanța va pronunța o hotărâre definitivă.